Universității, a adus alături un drept de Sfântul Bărâncuț în Târgu Jiu, a domnului președinte al Senatului, Adrian Coron. Pe Dumnezeu l-am găsit. Și așa este, pe onoarea dreptate, sunt ani mulți de când am publicat, sigur că intermitent, în magazin critic, am apreciat curajul de luptător al lui Ionel Ceabă, luptător politic și luptător pentru drepturile civile ale românilor, care nu ieșise la acum 10 ani din epoca totalitară a lui Iliescu. Era epocia post-comunistă, post-totalitară și procesul de democratizare era greu, iar accentul Ionel Ceabă era ca în Caragiale, vitriolam. Știți povestea COVID-ului. Articolul meu avea acest accent de a da cu vitriol în ochii falșilor democrații care ne guvernau atunci și parțial nu mai guvernează și astăzi. Sigur că inițial nu eram de acord cu promonarhismul lui, că acum o lună să decidem hotărâți să terminăm cu democrația, se dă de toate rupete psupțea și să spunem lasă Dumnezeu, ne ajunge până aici, hai să aducem legea înapoi, sau să aducem pe amăzutul ăla de prinț al Angliei, că nu mai moare baba aia, așa, și să punem regele Transilvaniei și apoi să unească și țara unească cu Transilvania și gata. Că și așa prințul cea a luat-o de Transilvania. Îi dăm și România și scăpăm de cine vreți voi, de Iohannis, de Dragnea, de cine vreți, da. Iată că și aceea am făcut pace eu și Ionel Ceabă. Ea a fost o pace paradoxală pentru că pur și simplu l-am culcat pe spate. L-am pus pe prințul Ceabă la Cluj, din preună cu actualul primar, fostul și etern, Micuțul Boc, da, care se pare că e un primar excelent acolo la Cluj. Pentru că scriitorii medicului nu fiind Ceabă și scriitor foarte important de Cluj, dar pentru Ceabă Boc este vicea mentală. Oh, sunt scriitor bun acolo și ei îl cunosc bine pe acest Emil Pop, care, mă rog, este acolo un primar cu noi, pe care avem și noi un primar mai bun, adică așa, profitor. Să vedem ce o să votăm, că să o iau. Aduc salut tot Salfata. Salfata este proaspăt invitat la Societatea Academică, doar ghezia unității noastre. Eu sunt președintele ei, iertați-mă, auto-intitulat, asta e situația. Păi ne-aș cu titlul la mie deocamdată. Pentru că cine parte, parte și face, nu? Lumesc sigur că da, eu fiind teatrul, m-a pus problema că n-aș fi eu președinte acest proiect academic, îți facem și revistă, unde acești băieți dragi o să publice, în primul număr, o să lanseze Tea Vieții în mai. El o să poate să scrie despre politicianul, așa, arghezii care când erau ocupate de nemți, scria în Revistele Germane, când s-a întâmplat nenorocirea cu Mițura, i-a dat la vacul cu baronul ăla, da, la ternacul. A trimis exact în brațul lui Uit, și a zis, băi, i-a dat arghezii la 2020. Sigur că noi am pitit arghezii cu Rantă Cujiu și l-am făcut o vară de pușcărie cu Gheorghiu Deci și cu Nicolae Ceaușescu. Mă dat seama că pe ceva venit la puterea arghezii era academician. Da? Deci ca o pamitică, tot în picioare, știi, ceva genul ăsta. În altă de idei, sunt scriitor în timpul meu liber, foarte puțin meu fiind liber, dar fel sunt și ziare și mai multe, ca conduc și Gorjean din umbră, al cărui consejitorial sunt, știți foarte bine. Și să știți că fac timp pentru toate, chiar și pentru tine ca voi și ca ei, pentru că eu am condus patru proiecte, două ale Uniunii Europene, cel mai important, a trecut de el, se cheamă Noaptea Cercetătorului. Și eu am dus prime două ediții, aici groapă. Așa, au fost niște transmiteri pe satelit în mare orașe ale Europei. La prima am avut emoții, la a doua nu. Acum așteptăm și pe a treia să câștigăm. Am inițiat un program cu Școala de Literatură la Târgu Jiu. Școala de Literatură la Târgu Jiu s-au publicat niște cărți masive, în jur de 6 pagini, care și edituri importante. Acum am inițiat un alt model, iarăși, o zi, de asta vă
se cheamă modelul generator de valori, pentru că eu cred încă în educația cu modele. Chiar cred în educația cu modele. Și e foarte bine că se găsesc modele printre dumneavoastră, modele, iată, de vârstă încă tânără, având în vedere că barba mea fiind un pic pomadată, nu mai sunt chiar așa niște. Dar să știți, cum a zis Drâncuș, nici măcar nu mai sunt tânăr, eu sunt copil de tot, pentru că vorba soției mele, și că Doamne, și Drâncuș ăsta, mă fi zicând el, că atunci când nu mai ești copil, vei fi murit de multă, mai maturitate și tu nici nu-mi propun de asta, pentru că Arghedii însuși a zis, cât era el Dumnezeu de făcător al lumii, era prost câtă. Nu știa nici măcar să vorbească. Nu te numai să clasa de primară. Da? Era de o naivitate cumplită, proaspătă. Da? Era, fiind fiu al naturii și zeu al naturii, cum putea să pregătească prin cultură Dumnezeu, adică Tudor Arghedii. Tudor Arghedii, care a scris Sara Piticilor, nu? În care și Dumnezeu a coborât și a zis, măi, ce pitici mici am făcut eu. Așa vreau să rămâneți mici. Nu, eu vreau ca voi să creșteți din pitici, să veniți să fiți adulți. E sigur, nu ca boarele cu băieți, da? Acele boare superbe, știți, într-o țară care a fost, era mare, cel mai mare era prost. Doamne ferește, pe doar vizie și codate a avut dreptate, rămâne blestemată, într-unul la cel mai mare s-a văzut a fi și prost. Doamne ferește, o altă dată ceva mai deștept. Deci bietul sărac, în boara de băieți, Arghedii a avut dreptate. Aici la noi în țară sunt convins că nu nimeni prost, da? E prost în sensul lui Arghedii, că vrea să recepteze lumea la modul acesta pur, naiv, nevinovat. Atunci când te duci cu tălpile desculțe, dimineața, pe rouă, și faci roboterapie. Sau te duci pe malul lui, tălpile prin pietre și faci fită, da? Și faci terapie pentru pe pietre. Eu fac treaba asta pentru că sunt foarte sănătoase și aș vrea să ne întoarcem în natura aceasta, să ne recâștigăm această originalitate primară, așa cum zicea Raia Manulescu, când a fost aici în Târgu și a lăsat cărțile la suflet, chiar aici, cărțile la suflet. Și mi-a zis, mi-am pierdut plăcerea lecturii. Nu mai pot să citesc o carte ca să simt doar plăcerea de a o citi. Pentru că mă trădează criticul din mine și mi-a dea scurt cum eu zic. Ai scriitorul, trebuie să fac așa, ai să facă nu știu ce. Lasă, domnule, lasă cartea pentru copii să fie pentru copii. Cartea pentru bătrâni să fie pentru bătrâni. Cum a zis și Blaga, trei fețe, da? Care este jocul pentru bătrâni? Înțelepciunea, nu? Care înțelepciunea copilului? Este jocul? Nu. Care este jocul tău? Este iubirea. Da? Iubiți cele trei jocuri ale Blaga și s-ar putea, cum a zis și Iisus în predica de pe munte, să cunoască cele nouă fericire, una câte una. De la cea mai, cum să zic, nevinovată, până la aceea a înțelepciunii de peste anii voștri, adică la anii mei, de peste 60. Mă bucur că sunt dintre voi și vă aștept la mine la universitate, dacă voi mai fi profesor, cel puțin încă vreo 10 ani, sigur mai știu, pentru că mi-am dat tot. Pentru că să comunic și doctoratul la mine la universitate și aia pot să o fac până la 80 de ani. Mulțumesc!